Nici o noutate în ceea ce privește stațiunile românești pe care le aleg buzoienii pentru a-și petrece vacanța de iarnă. În topul preferințelor se situează și anul acesta zonele din Maramureș, Bucovina și Valea Oltului. Hotelierii au anunțat deja un grad de ocupare de aproape 100%. În ceea ce privește vacanțele petrecute în străinătate, mulți buzoieni s-au interesat și au rezervat locuri. În stațiunile de schi de la sud de Dunăre, precum Bansko, un resort mult mai convenabil la preț decât cele românești de pe Valea Prahovei. Grecia și Cipru au fost de asemenea foarte solicitate. Ca o surpriză, Thailanda este revelația anului, cum a fost de altfel și la târgul de turism de la București. Prețurile modice practicate de hotelierii din sud-estul Asiei și plajele perfecte au făcut din Thailanda una dintre cele mai solicitate destinații. De regulă, buzoienii merg tot în acelea stațiuni care au fost și până acum. Valea Oltului, care e cea mai căutată datorită prețului, datorită faptului că e un pic mai scăzută, mai scăzut valoarea pachetului, Bucovina și Maramureșul. Maramureșul este mult căutat, în fiecare an a fost căutat din ce în ce mai mult. Ce vreau să vă spun, că și afară e căutată partea de munte a Bulgarii, chiar dacă nu prea e munte, că e Vitoș acolo și cred că mai mult de 600-700 de metri nu au, dar sunt căutate anumite stațiuni, Bansko în primul rând, să mai duce la schi acolo, dacă va fi zăpadă. Și la noi nu e, și clima la ei este cam ca și la noi. În schimb, sunt căutate și zonele astea mai depărtate. Când spuneați, vorbeam în pauză de sudul Thailandei, care a făcut un pic de revelație la târg. Aia e căutată, dar în ce sens? Aia este pândită. Pentru că dacă prinzi un preț de avion, să zic, care 4-500 de euro, că există și prețuri de astea, există și până în 400-380, dar trebuie să stai la pândă ca să prinzi prețul de avion, cazarea acolo este foarte ieftină, poate cea mai luxoasă cazare nu depășește 80 de euro pe noapte. În ceea ce privește afluxul turiștilor români în străinătate, se înregistrează același trend crescător. Operatorii din țări precum Tunisia, Malta, Grecia, Bulgaria sau Italia și-au făcut deja un obicei din a contacta artiști români pentru programele de revelion organizate în diferite hoteluri. Treaba asta se practică de mult și prima dată și primii care au început, după părerea mea, să aducă lăutari, ca să le zicem așa, din România, au fost tunisieni. Deci de revelion în Tunisia e clară. După aia s-au apropiat de ei maltezii, că Malta e aproape de Tunisia, și după aceea au trecut pe greci. De-abia după aceea, pentru că grecii știm noi că muzica lor nu prea poate să intre altă muzică, fiind naționaliști conviști. Și acum, după aceea au intrat în Cipru. Și lăutari găsim peste tot, și în Roma găsim lăutari români. Fiecare și-au axat anumite chestii, deja pleacă cu acordeonul, cu ce mai au pe acolo, cu țambalul, cu alte chestii de-astea. Deci dacă aceștia solicită muzica noastră, înseamnă că încă avem o muzică, încă ne-a mai rămas muzica. Pe lângă Turcia, Bulgaria, Grecia și Thailanda, destinațiile cele mai căutate au fost în Spania, Italia și Dubai.